Tot pe trecere de pietoni a fost lovită de o mașină și o tânără din Chișinău. Victima s-a ales cu un traumatism al craniului și a fost internată la spitalul de urgență. Totul a avut loc în seara de 2 iunie, în jurul orei 19, pe strada Mitropolitul Dosoftei din centrul capitalei. La fața locului a venit un echipaj de medici care au transportat-o pe tânără la spital. Pacienta a fost diagnosticată cu traumatism în regiunea coapsei și traumatism craniocerebral închis. Aceasta este internată în secția traumatologie pentru a-i se oferi asistență medicală specializată. La locul accidentului rutier a venit și un echipaj al poliției. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore. Tânără în vârstă de 21 de ani a fost tamponată de către un automobil de model Dacia, condus de un șofer în vârstă de 24 de ani, în timp ce traversa. Șoferul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, iar pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. În funcție de gravitatea leziunilor pe care le-a primit victima, se va decide cu ce pedeapsă se va alege conducătorul auto. Internauții au scris în comentarii că în acea zonă nu există un marcaj rutier corespunzător, iar trecerea de pietoni abia se vede.